Avea și eu să aduc salutul care frații m-au însărcinat, la plecarea mea și a soției din Palma de Mallorca, unde suntem de o vreme. Dumnezeu a rânduit să fim acolo de aproximativ 18 ani și jumătate. Acolo, împreună cu frații și surorile, căutăm să slujim lui Dumnezeu într-o insulă, în mijlocul Mării Mediterane. Și frații, la plecarea noastră din biserică, la ultima slujbă care am avut-o, au transmis acest salut pentru frații și surorile și bisericile unde vom ajunge din Canada. Cuvânt scris în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Ar vrea să vă aducem un salut, să vă reamintim un cuvânt care Domnul Iisus spune că încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Întrebarea mea pentru noi, cei prezenți, care suntem astăzi aici, noi oare suntem pregătiți să-L așteptăm pe Domnul? Noi oare suntem gata ca să-L întâmpinăm pe El? Dumnezeu să ne binecuvinteze și fie și ziua de astăzi și slujba de astăzi o slujbă de cercetare înaintea lui Dumnezeu. Dacă vedem încă că mai sunt aspecte care trebuie schimbate, trebuie îmbunătățite, trebuie lucrat la ele, Dumnezeu să ne ajute să facem și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Suntem la această slujbă de binecuvântare și am înțeles că este a opta. A opta odrasă în familia Onofrei, dacă nu greșesc. Dumnezeu să binecuvânteze familia care a dus odrasă la binecuvântare și undeva într-o adunare un frate slujitor avea mai puțin copii și spunea, se justifica oarecum în adunare și o zis, eu pot să dau învățătură pentru cei care au de la numărul de copii care am în jos. Cu toate ca și slujitor, Biblia ne cere să dăm învățătură biblică și învățătură sănătoasă la cei care ne ascultă și cei care ne-au căzut la împărțeală să-i slujim. De data aceasta, pentru familia Onofreu oarecum un calific, cel puțin la numărul de copii și noi avem un copii. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 8 copilași. Dumnezeu să lăsa Lui îndurare și binecuvântare peste noi toți. Amin. Ar vrea să spun de la început și vreau să amintesc din Sfânta Scriptură de la început, este foarte important cum ne raportăm față de copiii care îi avem. Este foarte important cum ne raportăm. Spunea cineva odată și tare m-aș bucura că aici la dumneavoastră în biserică spunea fratele Iosif, fratele păstor, și-a zis Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mulți copilași. Și-a zis Dumnezeu să binecuvânteze adunarea de aici. Înțeleg din aceasta că o înțeles ceea ce Domnul vrea să așeze în inima părinților. Că trebuie să fie niște lucrători împreună cu Dumnezeu. În cuvântul care l-am citit, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Spunea omului Dumnezeu Solomon. Înțeleg din acest verset că părinții, noi care suntem părinți, trebuie să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a binecuvântat cu copilași, Dumnezeu să fie slăvit, să ne ajute Dumnezeu să știm cum să ne raportăm față de ei. Este foarte important cum ne raportăm față de copiii noștri. Nu odată ni s-o dat, ci de mai multe ori s-au expresie ca și acestea. Cu copiii mei să n-ai tu treabă. Cu copiii mei să n-ai nimic. Cu viața mea fac ce vreau. Și Biblia ne spune ceva diferit. Spune cuvântul lui Dumnezeu că vine Iacov, vine la Iosif, vine în Egipt, Iosif îl primește cu bine și la bătrânețea lui Iacov îi spune lui Iosif, am de gând, am pe inimă să te binecuvintez pe tine și casa ta. Și te rog frumos, când voi rosti binecuvântarea, să fie prezenți copiii care ți s-au născut înainte de a ajunge eu aici în Egipt. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, nu citesc în Geneza,
că o adus Iosif pe cei doi copii ai lui, să-i binecuvinteze, și Iacob îi adresează o întrebare, pun întrebare, cine sunt aceștia? Și o răspuns la care Iosif a răspuns, bine, aceștia sunt copiii pe care mi-a dat Domnul aici în Egipt. Cine sunt aceștia care ies în față și cântă? Cine sunt aceștia care stau aici pe băncile adunării și cântă? Sunt copiii pe care mi-a dat Domnul aici în Canada, acolo în Palma de Mallorca. Sunt copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Copiii nu sunt o proprietate a noastră, ci o moștenire a noastră. Și într-o zi, stăpânul care mi-o dat, și vreau să citesc din Biblie, sunt mai multe versete, din cartea prorocului Ezechiel, capitolul 16, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu era cumva supărat pe poporul de atunci și vine cu un cuvânt de mustrare pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru că nu a făcut ceea ce Dumnezeu aștepta față de copiii care aveau. Nu s-au raportat corect față de copiii care Dumnezeu da. Și spuneți cuvântul în versetul 20, Ezechiel 16. Apoi ți-a luat fiii și fiicele pe care mi-i născuserăți un mare. Ce înțelegem că citim? A cui sunt ca proprietate? A Domnului. Copiii pe care mi-i născuserăți, ai făcut cu ei ce nu trebuia să faci. I-ai născut, i-ai primit, dar nu i-ai învățat, poate cuvinte, sau n-ai făcut ceea ce trebuia să faci. Știți că în Sfânta Scriptură, când poporul Domnului intră în împrejurare, în Cartea Judecător, capitolul 13, spune cuvântul lui Dumnezeu că poporul s-a bătut de la fața lui Dumnezeu și Dumnezeu a hotărât să trimită în Israel un copil printr-o familie. Mama lui era stearpă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 13, versetul 8 și versetul 12. Manoah, soțul acestei femei, spune, Manoah a făcut Domnul următoarea rugăciune, Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem. Versetul 12. Ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? Dragii mei, dacă doresc ceva pentru noi și casele noastre, să ne ajute Dumnezeu să învățăm din Scriptură ce trebuie să facem. Trăim o vreme în care bibliotecile sunt pline. Cărți cu educație pentru copii, educație pentru părinți, educație pentru întreaga familie, cu tot felul de învățături și stau așa parcă tipsite bibliotecile cu tot felul de cărți. Omul lui Dumnezeu, omul care îl cunoștea pe Dumnezeu, omul care l-a frică de Dumnezeu, l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, când ne vei da copilul despre care ne-ai vorbit, te rog să ne și înveți ce trebuie să facem pentru el. Pentru că într-o zi va trebui să ne vădășăm înaintea lui Dumnezeu care stăpân. Îmi vine minte o mărturie care auzeam a unui frate slujitor din zona Bucovinei, în România. Soția lui avea 10 copii împreună, soția lui, crescând copii, grijând copii, nu mai putea să prostească, să se bage cum o făcea mai înainte, când avea mai puțin copii, sau când era fată, când era tânără. Și soțul ei, unii o dojenea oarecum cu învățătura și spunea, tu, văd că nu mai postești în ultima vreme. Îți îngrijorat de viața ta spirituală. Oare cum va fi și ce va spune Domnul când ne vom înfățișa înaintea Lui? Oare va fi mulțumit de câte rogi, de cum te rogi, de cât postești, de cum slujești lui Dumnezeu? Pentru că văd că parcă e tot mai cu minus. Și sora spunea, cum n-aș vrea, dragul meu, dar tu știi situația, copiii, probleme, situații, nu mai pot. Apoi, vârsta, am început să îmbătrânesc, mi-e tot mai greu, răbdarea, toate, parcă am ajuns undeva la un apus, la un capăt și nu mai pot ca și mai înainte. Dar roagă-te tu pentru mine și Domnul să-mi dea putere. Aș vrea să fiu mai plină de dragă și de viață pentru Domnul. Și Dumnezeu, ca să-i răspundă acestui bărbat, i s-a arătat într-o noapte, într-o vedenie, se făcea că trebuia să ajungă la final. Și ajungea viața lui la final și a ajuns undeva la o cetate și dincolo de poartă, era o poartă pe care trebuia să intre, îi se adresează un somn lui Dumnezeu
cu întrebarea, cine ești? Și spune numele. A doua întrebare, ce ai făcut tu pe pământ? Și începe să spune, eu am fost păstor. Eu am slujit biserica din localitatea Cutare. Eu am fost la binecuvântări, am slujit la binecuvântări, am făcut binecuvântări. Am slujit la căsătorii, am slujit, am făcut botezuri, ori câte ori fost nevoie. Am mers la evanghelizări, am predicat Evanghelia, am mers pe jos prin sate. Și mereu spunea și solul de dincolo întreba, și ce ai mai făcut? Și ce ai mai făcut? Și când vedea că nu mai are argumente să fie aduse, omul acesta, slujitorul acesta, fratele, a început să tremure oarecum. Și o zoare, voi fi primit să intru pe porți în cetate? Când a vedea toate argumentele care le avea să le aducă în fața solului, a zis, eu am înțeles în viața mea de slujire, că peste tot ce am făcut eu, Dumnezeu a revărsat harul lui peste mine. Și acest har o completat și n-am putut eu să fac. Și când a spus lucrul acesta, spunea fratele, am văzut cum s-au deschis porțile și dinăuntru m-au chemat și-au zis, poți să intri, bine ai venit acasă. Dar intrând pe porți, se uita în spate și o văzut pe soția lui la o distanță oarecare că vine și în mintea lui a zis, dacă eu am trecut așa de greu, oare soția mea va putea să intre cu niciun chip? Eu, cu atâtea zile de post, cu atâta strădanie și luptă și am intrat așa de greu, mă gândesc că soția mea n-are nicio șansă. Și deodată să audă întrebarea și răspunsul. Ajunge la poartă soția lui și întreabă, cine ești? Ce spune numele care este? Ce ai făcut în viața ta pe pământ pentru Domnul? Și sora lasă capul jos și printre lacrimi spunea, eu pe pământ am fost soție și mamă. Am adus pe lume 10 copii și prin harul Domnului toți cei 10 copii sunt în casa ta și în credincioșul lui Dumnezeu. Spunea fratele, așteptam să aud răspunsul. Și dinăuntru s-au deschis porțele, larg și-au zis, bine ai venit acasă, poți să intri pe porți niciodată. Și-au înțeles atunci, fratele, ce mare lucru este să fii în voia lui Dumnezeu. Și ceea ce spunea apostolul Pavel când scria lui Timotei un verset bine cunoscut de cei care citesc cuvântul lui Dumnezeu și spune despre soțiile noastre, despre mamele care sunt, care contribuie oarecum și acest aspect a voii lui Dumnezeu în familie, a nașterii de copii, spune totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Dumnezeu să binecuvânteze toate mamele. Amin. Responsabilitatea dumneavoastră nu este să fiți mari misionari. Nu asta e responsabilitatea numărul unu. Ci dacă Dumnezeu te-a chemat să fii mamă, două condiții spuneți cuvântul, care acea soră le-a putut prezenta înaintea cerului și-a zis pe pământ, eu am înțeles că trebuie să fiu mamă și am adus pe lume 10 copii. Atât mi-a dat Dumnezeu și toți 10 prin ajutorul lui Dumnezeu și harul lui sunt în casa Domnului credincioși. Dumnezeu să binecuvânteze familia Onofrei. Amin. Când se va înfățișa și sora și fratele înainte lui Dumnezeu să poată să stea cu capul sus și la fel toate familiile din adunare. Aceasta mi este dorința și urarea. Când se va înfățișa biserica Domnului înaintea Domnului să putem să stăm cu capul ridicat. Că a făcut ceea ce Dumnezeu vrea. Domnul să fie slăvit. Haideți să mai privim puțin la câteva aspecte din versetele amintite. Primul verset și prima parte a versetului. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. De trei ori cuvântul degeaba. Am auzit expresia aceasta și la noi în Spania, nu știu dacă și aici, cei care sunt mai comozi. Spune, decât să mă duc să lucrez pe degeaba, mai bine stau acasă pe degeaba. Înțeleg că nimănui nu-i place să facă ceva și să nu fie recompensat. Când mergem să ne angajăm, când mergem să avem un job, mi interesează foarte mult ce primim în schimb. Cât este salariul, ce ni se revine, care este leafa, care sunt condițiile și suntem interesați. Nimeni nu vrea să lucreze pe degeaba. Era într-o adunare mare, după ce a venit criza în Spania și eram primat la o binecuvântare
în adunarea respectivă și fratele care slujea la timpul de rugăciune spunea să ne rugăm pentru fratele X și-o dat numele la un frate. Fratele acesta a lucrat 3 luni în Spania la un patron spaniol și nu a dat niciun ban. Vă dați seama, fraților, ce înseamnă să lucrezi 3 luni degeaba? Și motiva oarecum biserica să lucrezi 3 luni degeaba? Are copii, are responsabilități și el să lucreze 3 luni degeaba? Și m-am gândit că nu-i simplu. Când ai anumite responsabilități și datorii și probleme, nu-i simplu să lucrezi 3 luni degeaba. Dar Biblia spune că s-ar putea să lucrăm o viață degeaba. Dumnezeu să ne păzească. Amin. Și primul aspect care vreau să subliniez. Cum să lucrăm să nu fie degeaba? Cum să lucrăm să nu fie degeaba? Primul gând care îl subliniez din aspectul, sau în aspectul acesta, este să lucrezi după un plan bine stabilit înaintea lui Dumnezeu. Și vă dau un exemplu pământesc. Dacă dumneavoastră sunteți angajați, să zic așa, să puneți faianță și gresie. Și dumneavoastră spuneți, mie îmi place mai mult să zugrăvesc. Și las gresia și faianța mea deoparte și mă duc într-o cameră, văd că e nevoie de zugrăvit și mă apuc să zugrăvesc. La sfârșitul lunii vine să-mi iau banii. Omul spune, adun câți metri de grezie și faianța ai pus. Eu te plătesc după ce ți-am încredințat, după ce ți-am dat. Să lucrezi în așa fel să nu fie degeaba. Este mai întâi să lucrezi după un plan bine stabilit de stăpân. Dumnezeu să ne binecuvintească. Să lucrezi după o lege bine stabilită de stăpân. Și să lucrezi împreună cu stăpânul la aceeași companie. Sunt oameni care sunt foarte dumnezeiași, dar lucrează la negru. Să fie cel mai bun meseriaș în localitate. Dacă nu a lucrat în condiții în care le-a stabilit stăpânul, nu a lucrat cu un contract, să fie cel mai bun meseriaș. El dacă merge la bătrâneță, să spune, eu am și-o dreptul la pensie că am fost cel mai renumit meseriaș din localitate. Îți spune, omule, n-am cum să-ți dau. N-am nimica, nu te-am înregistrat. Tu n-ai lucrat împreună cu noi, tu ai lucrat de un singur. Tu ai lucrat de capul tău. Să lucrăm mai întâi după un plan bine stabilit. În Efeseni capitolul 1, versetul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre un plan al lui Dumnezeu de mântuire, în care suntem cuprinși și noi prin harul lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Spune El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Pe tine, soră, pe tine, frate, pe mine, pe noi toți, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Să știți că pe Dumnezeu nu le-a prins surprindere. Și eu tare supărat sunt și trist așa. Pentru că îmi aduc aminte, spunea un frate la o conferință, vorbea despre lucrarea Duhului Sfânt și fratele în vârstă, slujitor al Domnului, eu zis, fraților, nu știu cum se face că mai demult părinții noștri vorbeau în alte limbi și se înțelegeau foarte bine toți. Că erau să prezinte, prezentau tot aceeași limbă. Acum vorbim în limba română și fiecare pe limba lui. Nu degeaba o scrie Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 1, versetul 10. Să aveți tot același fel de învățătură, ca să n-aveți dezbinări între voi. De ce atâtea împărțiri? De ce atâtea glasuri care se împar? Noi suntem acolo, așa cum spuneam, suntem înconjurați de apă. În mijlocul mării Mediterane, toată insula este înconjurată de plajă. Și oamenii care nu iubesc pe Dumnezeu vin să desfăteze în firea pământească. Și noi căutăm să învățăm. Nu este plăcut. Aceasta este destrăbălare. Lui Dumnezeu nu-i place un om care botezat cu Duhul Sfânt, trupul nostru vietea cu Duhul Sfânt, să mergem în mijlocul destrăbălării, să ne despoim acolo. Nu este potrivit. Vinați și spune, vezi de treabă. Ăștia-s rămas în urmă. Ăștia-s demodați. Îmi aduc aminte, eram copil și când au început să apară televizoarele în adunări sau alte stări lumești, toți frații vorbeau aceeași limbă. Tot spuneau, nu este bine. Nu este îngăduit. Și alte lucruri, alte lucruri, tot vorbeau aceeași limbă. Acum fiecare cu limba lui. Și dreptul cu fratele, vorbim în limba românească și nu ne mai înțelegem. Și mai de mult vorbeam în alte limbi. Și Duhul Sfânt era cel care controla toată lucrarea și așa de bine în toate bisericile. Dacă mergeai în Bucovina, dacă mergeai în Ardeal, dacă mergeai în Banat, dacă mergeai în altă parte, Dumnezeu și Duhul Sfânt avea control absolut. Peste biserica dumneavoastră, peste noi toți, facă Domnul să aibă control absolut. Amin. Să înțelegem că Domnul este stăpânul fiecare familie, fiecare case și El are planurile Lui. Amintesc un singur
Exemplu, o mărturie care s-a întâmplat chiar înainte de Revoluție, undeva în Sighișoara. Se căsătoresc doi tineri și la primele zile după căsătorie, sora are un vis, se face că în vis se coboară un candelabru în fața ei cu brațe. Când se trezește dimineața, îi spune soțului, am avut un vis? Îi spune visul și soțul o întreabă, ce ai înțeles tu din visul acesta? Eu am înțeles că Domnul să ne dea 8 copii. Exact așa am înțeles și eu, spune soțul, o să avem, dacă mă voi, Domnul, 8 copii. O trecut vremea, copiii au venit foarte deși, la 5 ani și jumătate de căsătorie, venea la 5 la copii. Apropiați, prieteni, rudele au început să vină să, cumva să îi învețe, să le deschidă mintea, noi oameni buni, vă dați seama, dacă mergeți în ritmul ăsta, ajungeți la 30 de copii, ce-i cu voi? La început nu a acceptat, au zis, noi suntem credincioși, noi Dumnezeu stăpân, El are planul Lui, El stabilește ce, cum, când. Dar odată au zis, mă, dacă alții au și mai puțin și e bine, de ce mi-a fi rău mie cu 5? Spunea sora. Nu după multă vreme, scurtez amănunte din mărturia aceasta, nu după multă vreme, sora se îmbolnăvește foarte tare, a început să frecventeze și să viziteze spitale, mai de aproape, mai de departe, mai cu de specialitate și boala mergea din rău mai rău. A început să cheme frații să facă ungere cu un de lemn, să vadă care este problema, dacă Dumnezeu are un cuvânt de descoperit pentru ei și sora mergea din rău mai rău. O înțeles spre final sora că trebuie să plece la acele veași și adună copilașul lângă ea și pe soțul care era în casă și îl roagă frumos pe soțul ei să-i promită înaintea lui Dumnezeu și înaintea copilașilor că o să fie și mamă și tată pentru casa lor. Va avea grijă de copii să nu le fie fric, să nu fie bătuți de vecini, de cei care sunt de colegi la școală. Va fi lângă ei la școală să-i învețe, să-i ajute. Și când ea spunea printre lacrimi că ea trebuie să plece, copiii plângeau. Ce mânjor care înțelegeau. Oarecum, soțul nu a spus să plângă și a zis nu. Eu îmi voi pune de acum zi și înaintea lui Dumnezeu și îl voi îndupleca pe Dumnezeu ca să nu pleci. Eu am nevoie de soție și copiii au nevoie de mamă. Și plângeau toți înaintea lui Dumnezeu și au zis, nu se poate. Atunci este o problemă, este un păcat. Cercetează de dragă, spuneam, poate din anii copilărie, la 10 ani, la 8 ani, la 12 ani, din adolescență, poate există un păcat, nu se poate. Am făcut ungeri cu un de lemn, am luat toate spitalele care le-a știut, toate medicamentele care le-a știut și nimic nu se îmbunătățește, nu se poate. Ori este un păcat, ori tu trebuie să pleci. Dar eu îl ruga pe Dumnezeu să ne facă lumină. Și au pus copilașii să se culce, ei au rămas să discute împreună și au început să se roage înaintea lui Dumnezeu. Sora era pe pat întins, era aproape muribundă. Vecinii veneau și o vizitau că nu se mai putea ridica. S-au pus la rugăciune acolo soțul lângă patul ei și au început să plângă și au zis, Doamne, dacă este un păcat, te rog să ne descoperi. Trecuse 2 ani și vreo 2 luni de când s-a născut ultimul copilaș, al 5-lea, și așa ca o lumină, ca o cum s-a trezit din somn, vine peste ei și au zis, dacă este un păcat în viața noastră, singur care poate exista înțelegerea de a nu mai avea copii. Îți aduce aminte visul care l-am avut acum vreo 7 ani și ceva? Visul care Domnul îi spunea că o să avem un copii, noi ne-am oprit la 5, posibil ăsta să fie păcatul. S-au plecat pe genunchi, s-au continuat să se roage soțul, era pe genunchi și împreună cu soția au zis, Doamne, dacă acesta este păcatul de care ne facem vinovați, soția mea suferă pentru aceasta, facem o hotărâre înaintea ta și martorul în cerul, că rupem legământul care l-am făcut și hotărârea, care am făcut-o nebiblică și dacă tu ne vei da copii, câți ne vei da, îi vom primi cu bucurie. S-au mai rugat mai departe și au adormit spre dimineață. La câteva zile, nu a trecut o săptămână, sora iasă afară, spăla haine la robinet. Oamenii, vecinii veneau la ei și spuneau, oameni buni, Dumnezeu a făcut o minune la voi în casă. Dumnezeu a făcut o minune, tu erai la groapă morții, lângă groapă. Mai trebuiau poate câteva ceasuri, câteva zile și trebuia să te mormânteze soțul. Și uite că acum te vedem că ești mamă între copilași, faci mâncare, speli hainele, Dumnezeu a făcut o minune. Cu adevărat Dumnezeu face minuni. Spuneau nepocăiții. Soțul și-o dat seama că toată problema se dea la aceea care o rezolvat-o în noaptea respectivă, o venit înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat și
să lase Domnul peste ei îndurare, pocăință, iertare. La scurt timp după aceasta rămâne sora însărcinată. Rămâne sora însărcinată și spune soțului s-o bucura toți împreună, Dumnezeu ne va binecuvânta cu un alt copilaș. O veni vremea să nască, atunci aparatura nu era așa performantă, nu mergea să facă atâtea analize, surorile erau foarte ocărâte care mergeau și vorbe de ocară, de bajocură din partea cadrelor medicale. Și atunci au zis, mergem când e de născut și atunci trece repede și scăpăm, spunea sora. O ajuns să nască, o născut un copilaș. Dar moașa care se uita așa palpa, au zis, parcă ceva din ordine. Cred că aveți gene. Dacă Domnul dă slavă lui. Noi suntem pocăiți, spunea sora. Da, mai aveți un copilaș, aveți gemeni. Naștea de la copilaș. Dar tot ceva, moașa așa, să uite, parcă nu e ordine. E posibil să avem și al treilea. Și sora spune, Domnul să fie slăvit. Noi suntem credincioși, noi suntem plăcuți lui Dumnezeu, vreți să fie plăcuți lui Dumnezeu. Și naștea și al treilea copilaș. Și au venit atunci, pe vremea aceea, a făcut poză și a pus în ziar. Și un frate slujitor care mărturisea lucrul acesta avea o decupare din ziar cu poza acea familie cu tripleții care au avut. Și îmi spunea, acea mamă la 32-33 de ani au avut cei trei copii și putea, după vorbele oamenilor, să aibă până la 30 de copii. Dar nu mi-a avut niciun copil. Că Dumnezeu a zis că 8 brațe s-au coborât, s-au încadrat cu o brațe, 8 copii veți avea și 8 copii au avut. Și fratele care mă trusea spunea, nu vreau sora să-i primească pe rând, eu primi pe toți deodată. Că Dumnezeu e credincios. Dragii mei, ar vrea să spun, să spuneți gândul acesta. Dumnezeu are planul Lui. Și noi trebuie să acceptăm planul Lui Dumnezeu. El e stăpân. El e Dumnezeu. Știți că spune Biblia într-o împrejurare, la niște oameni plecați de la mine că nu vă cunosc, voi toți cei care lucrați fără de lege. Eu înțeleg acolo că este fără de Biblie, fără de Cuvântul lui Dumnezeu, fără de Scriptură. Vor fi alungați toți cei care lucrează de capul lor. Fără plan, fără lege și fără Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie lucrător împreună cu noi și noi împreună cu El. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să privim puțin spre versetul 3. Aici amintesc un aspect, așa, întreagă. Spune că fiți sunt o moștenire. Am observat și la noi, și în România, și peste tot, Dumnezeu a binecuvântat copilașii noștri să fie ispășiți. Sunt copii sănătoși, cântă frumos, îs înțelepți, la școală învață foarte bine, îs cei mai râvniți, dacă vreți, în tot felul de concerte, în tot felul de teatre care se fac, de piese care se fac. Și oamenii spun, fără copiii voștri nu putem să facem piesa aceasta, pentru că sunt cei mai buni. Știți că într-o împrejurare, pentru moștenirea care a primit-o de la părinții săi, un om cu numele Nabot, a plătit-o cu preț de sânge și a zis, nu voi da moștenirea mea să fie străinată, pot să-mi ofer tot ce îmi vei oferi. Eu nu voi accepta. Peste moștenirea noastră, peste moștenirea Domnului, este pus numele lui Dumnezeu. Să rămână numele Domnului peste copiii noștri. Chiar dacă vor fi râvniți, să vă facem presiuni, noi să spunem ca Nabot, oricare ar fi prețul, noi în moștenirea noastră nu străinăm la străini. Nu dăm la alții să facă o grădină de zarzavaturi, ci este chemată să rămână moștenire pentru cer și pentru Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze și voi copilași să ascultați de părinți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Versetul 4. Ca să jertfele în mâna unui războinic. Știți că în vremea lui Elisei spune Dumnezeu, unui om du-te, trage sădeți și vei bate pe vrășmaș și trage cam puține săgeți. Eu nu vreau să spun câte săgeți să fie în tolbă. Eu am vrut să spun și acesta este gândul și mesajul, să fii curat înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să dea unul, slăvit să fie El. Dacă Dumnezeu vrea să dea 7, slăvit să fie El. Dacă vrea 15, slăvit să fie El. El este stăpân și face ce vrea. Doar vreau să aduc o mărturie din viața unei familii. Să vedeți ce înseamnă o săgeată acceptată și primită. O familie care a avut 10 copii în viața pe pământ, copiii au crescut mari, au rămas soții singuri. Tata și mama au rămas la sat, la țară unde erau, copiii toți au plecat în România, erau împrăștiați în toată România, la oraș, cei mai mulți dintre ei au devenit
cu studii superioare, să fie oameni în societate bine văzuți și bine acceptați. Spre anii bătrâneții, sora s-a îmbolnăvit foarte grav și și-a dat seama că se apropie de finalul vieții pe pământ. Soțul, care rămase doar cu ea, copiii toți erau plecați, au zis: vreau să le rugăm, insistent pe Dumnezeu, poate Dumnezeu se va îndupleca. Și-a trebuit să se roage, să postească pentru soția lui. Dumnezeu să mai lasă să fie lângă el, fiindu-l Dumnezeu singur pe pământul acesta. O trimis o telegramă la copiii care erau împrăștiați în România și-a zis: pe data de, o stabilit odată peste câteva săptămâni, pe data de, toți copiii, toate nunorile, toți ginerii, toți nepoții, să fim într-o zi de post înaintea lui Dumnezeu. Știți că mama voastră este foarte bolnavă, este aproape să plece în veșnicie. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, poate Dumnezeu să lasă înduplecat și va lăsa îndurare pentru casa noastră. O să au lida aceea zi, au intrat cu toți înaintea lui Dumnezeu, au postit toți copiii, toți băieții, toate fetele și ceilalți din familie care erau. În ziua când era un post spre după-amiază, vine în casa lor un proroc, fără să fie anunțat. Sora era acasă, era mai mult pe pat, se simțea oarecum totuși rău. Soțul era înaintea lui Dumnezeu și-a zis: fratele, haide să facem o rugăciune. O venit fratele proroc să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. În timpul rugăciunii care s-a făcut, a fost o vedenie care a fost dată și a zis: fraților, frate și soră, la rugăciunea care am avut-o, Domnul mi-a dat o vedenie, n-am înțeles-o. Dar ăsta a fost cuvântul din partea lui Dumnezeu. S-a făcut că venea moartea spre casa dumneavoastră și a venit până la poartă. Când s-a apropiat de poartă, am văzut cum 11 săgeți de foc veneau din direcții diferite și toate lucrau aceeași țintă și lucrau moarte. Moartea venea după un suflet, probabil după sora, că văd că este bolnavă. Dar când am văzut săgețele de foc care erau îndreptate din 11 direcții diferite, toate loveau în moarte, am văzut cum s-a făcut mică dată la poșul dispărut. Am înțeles că Dumnezeu va lungi firul vieții soției dumitale, frate. Și-o zis: hai să facem o rugăciune, zis fratele, să rugăm pentru aceasta, că Domnul a descoperit, acum dezvăluie misterul. Noi avem 10 copii. Noi, în ziua de astăzi, printr-o telegramă, am vorbit cu copiii și toate familiile noastre să stăm în poș rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu din cer a ascultat rugăciunea. 10 săgeți, 10 copii și a mea 11. Tot am îndreptat-o pentru viața soției mele și a mamei lor. Înseamnă că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. În timp ce s-a rugat înaintea lui Dumnezeu, s-a oferit din pat, în picioare vindecată și o slăvit pe Dumnezeu care trăiește. Vine vremea când ai nevoie de săgeți. Mă aduc aminte, la noi în familie, soția mea era foarte bolnavă, a luat o criză foarte puternică, a rămas cu o semi-paralizie și eu eram la adunare, eram niște frate în zafir la biserică, avea stărință de Duhul Sfânt. Când am ajuns acasă, înainte de a ajunge acasă, fetița mare mă sună, plânsă în glas: hai repede acasă, hai repede acasă, te rog frumos. Mi-am dat seama că s-a întâmplat o problemă. Când am venit acasă, soția era în pat, nu se putea mișca, copiii toți erau plânși. Am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a spus puțin, dar a zis: hai să mergem la spital. Ne-am pus la rugăciune cu copiii și au început copiii să se roage și să plângă. Dar îmi spunea soția când mergea spre spital și acolo când așteptam, au zis, când au văzut copiii situația în care mă găsesc, că nu pot să-mi ridic piciorul în pat, au început să plângă. Unul dintre băieți, dintre băieții noștri, când au văzut că nu este glumă și situația este destul de grea și de complicată, au început să ieși mâinile în sus, să plângă așa, curgeau lacrimile în jos, au făcut așa o baltă în fața lui și striga cât îl ținea gura: Doamne, vindecă pe mama și nu ne lăsa orfani. Doamne, vindecă pe mama și nu ne lăsa orfani. Plângeau toți, să-și puturau hrănițele pe ei cum plângeau și strigau la Dumnezeu: Doamne, vindecă pe mama și nu ne lăsa orfani. Vreo 3-5-4 de minute a fost rugăciunea lor, lacrimi așa cum spream, fața lor sărea că a fost sută de plâns și-o plâns înaintea lui Dumnezeu. Când am mers și-o făcut radiografie, o făcut analiză, ți-a avut un atac foarte puternic, o criză foarte puternică, dar nu știu că urma la urma de această criză. Noi știam că Dumnezeu, care a ascultat pe copilașul care s-a rugat, a ascultat rugăciunea copilașilor, Dumnezeu este Cel care mai vindecă. Dumnezeu este Cel care lucrează. Fratele Filip amintea o mărturie frumoasă, vedită de Filip anișor, 3-4 anișor. Avea un tată bolnav, era întins pe pat,
Avea o umflătură foarte mare și fetița așa, mai în glumă, mai în joacă, au zis: tată, nu vrei să mă rog pentru tine? Și atunci au zis: ba da, eu vreau să mă rog ca Domnul să te vindece. Și fetița aștepta să vină mai aproape, tatăl s-a uitat, a zis că nu începe să roage și o zis: hai mai aproape să pun mâna peste umflătura dumitale. S-a apropiat de imaginea patului și fetița pune mâna peste umflătură și spune: tată, Doamne, tu știi că singurul care aduce pâine în casa noi e tata. Dacă el mai poate lucra, noi o să n-avem, o să fim fără pâine, fără haine, fără încălzire și o să fim la nevoile și la mila altora. Te rog, îndură-te. Cum o știu fetița de câțiva anișori să se roage? După ce s-a uitat de rugat și a zis: acum ridică-te că ești vindecat. Și tatăl ascultă, se ridică sus, se uită și era vindecat. Și-o zic, uite ce poate face rugăciune sinceră a unei săgeți minunate. Dumnezeu să binecuvânteze copilașii care vi-o da, care mi-o da, să fie niște săgeți în mâna lui Dumnezeu. Să ajungă la țintă, să ajungă în cer. De avea responsabilitatea de a învăța. Și știți ce mai doresc? Pentru toate familiile, toți părinții, toți copiii, în ultimul verset și ultima parte, spune că și nu vor rămâne de rușine, că vor rămâne și vor sta cu vrășmașii lor la poarte. Tare bine când tata și mama vorbesc aceeași limbă și copiii ascultă. Eu am scris, în dreptul acestui verset, unitate în familie. Vrăjmașii n-au voie să intre în casă. Dacă îi dai voie un pic, spunea fratele Iosifanca, vine vremea când va trânti ușa de perete și vei spune, nu mai putem face nimic. Vrăjmașii trebuie ținut la poartă. Și tata luptă, și mama luptă, și copiii luptă. Și tata spune nu, și mama spune nu, și copiii spun nu. Și astfel de unități și lucrări, pe acestea le binecuvântează Dumnezeu din cer. Domnul să reverse binecuvântarea lui peste familia care a dus micuța la binecuvântare, familia Mofrei, peste toate familiile din biserică, peste slujitori și peste toți care sunt înaintea Domnului. Numele Domnului fie slăvit. Amin. Amin. Timpul înaintează cu grăbire, câteodată parcă am vrea să oprim ceasul în loc, dar lucrul acesta nu este posibil pentru noi. Vom trece la oficierea propriu-zisă actului prin care numele Domnului este chemat peste fetița aceasta. Vreau să vă spun însă înainte că am fost foarte mișcat atunci când am văzut pe copilașii familiei Onofrei aici în față, în vers de cântare cerând de la Domnul binecuvântare pentru surioara lor. În urmă cu o săptămână noi ne-am rugat aici pentru fetița aceasta și Domnul a ascultat rugăciunea bisericii. Dovada cea mai bună este faptul că ea este astăzi aici și peste ea este chemat numele Domnului. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Aș vrea să invit pe cei doi părinți să vină în față. Voi citi în dreptul ei cuvântul pe care în urmă cu 35 de viacuri Dumnezeu i-a dăruit lui Moise. Biserica va răspunde la locul potrivit prin Amin, care înseamnă așa să fie. Și după citirea acestui cuvânt minunat, cuvânt al Domnului, mă voi ruga ca Domnul să o binecuvânteze. Amin. Și după rugăciunea mea, unul dintre părinți va continua să se roage. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Rebeca. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Rebeca. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Rebeca. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, păgăduiește Domnul. Amin. Amin.